Vrem să nu mai inspirăm aerul prăfuit și poluat care ne este oferit la ora actuală. Vrem să nu mai fim hăituiți pe străzile Timișoarei de câinii fără stăpân. Vrem ca centrul istoric al orașului nostru, minunatul centru istoric, să fie reabilitat, nu în paragină așa cum este el acum. Vrem ca școlile noastre să fie în condiții decente și nu să cadă tencuiala din plafonul lor în capul copiilor și profesorilor. Vrem ca în orașul nostru să se vadă că există capacitatea soluționării și a problemelor mici și a celor mari. A venit vremea proiectelor mari pentru Timișoara. Noi putem să realizăm subpasaje, putem să realizăm parcări, putem să realizăm lărgiri ale trecerilor pe sub calea ferată, putem să facem noi poduri peste Bega, putem să facem tot ce vrem dacă avem încredere în noi și dacă avem disponibilitatea la muncă, dacă ținem cu adevărat la acest oraș. Văd aici foarte, foarte mulți tineri, de fapt ce spun e valabil nu numai pentru tineri, dar ne putem noi împăca cu ideea că în Timișoara nu este un stadion ultramodern, în timp ce în Cluj, de exemplu, sunt două, nu cred că ne putem împăca. Ne putem noi împăca cu ideea că nu avem o sală polivalentă cu 15.000 de locuri, unde cele mai grozave formații din lume, echipe sportive, să poată veni să se reproducă. Nu ne împăcăm. Vom face în orașul nostru o mulțime de lucruri. Dar cel mai important, vom face ca vocea Timișoarei să fie ascultată și respectată oriunde. Noi nu avem voie să ne lamentăm că nu ne ia cineva în seamă. Noi trebuie să fim luați în seamă. Vom cultiva relații excelente cu guvernul României, care va fi evident și pe viitor guvernul USL. Sper că sunteți de acord. Așa. Vom fi respectați la București, vom fi respectați la Bruxelles și vom fi ascultați și respectați oriunde. Și acum, în încheiere, vreau să vă rog să fiți mobilizați, dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, toți cunoscuții, duminică să mergeți la vot. Să nu mai avem o prezență la vot dintre cele mai mici din țară, cum s-a întâmplat în atâtea rânduri. Haideți să dăm un exemplu de civism. Să arătăm că Timișoara își dorește cu adevărat o schimbare. Schimbarea în bine oferită de USL. Așa să ne ajute Dumnezeu! Doamnelor și domnilor, Timișoara, a mare onoare și marea bucurie să-l invit în scenă pe co-președintele Uniunii Social-Liberale din România și viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu! Bună seara! Bună seara, prieteni din Timișoara! Sunt aici, alături de unul din cel mai bun prieteni ai mei, alături de un om pe care îl admir, îl respect și pe care îl consider un model, de unul dintre timișorenii minunați, de Nicolae Robu, viitorul vostru primar. Suntem aici. Suntem aici împreună ca să vă spunem și să le spuneți tuturor. Inima lui Nicolae Robu bate pentru Timișoara! Vreau să mă adresez în special tinerilor, foarte mulți, care sunteți aici. Dragii mei, nu uitați niciodată, ca timișoreni, că purtați un blazon minunat! Un blazon pentru care vă admiră toată țara.
sunteți copiii din orașul libertății românești. Timișoara e capitala libertății pentru România. Timișoara e orașul pe care toți îl iubim pentru că ne-a redat libertatea. Și astăzi Timișoara are dreptul la un alt viitor. Timișoara are dreptul să fie din nou în fruntea României și o va face cu primarul Nicolae Robu și cu președintele Titu Bojin. Depinde de voi! Nu mai sunt multe de spus. Acești oameni și-au prezentat proiectele. Cel mai important, credit al lor stă în viața și activitatea lor de până acum. Dacă vreți ca Nicolae Robu să poată face în tot orașul Timișoara ce a făcut în fruntea Politehnicii din Timișoara, una din cele mai respectate instituții din România, dați-i votul și faceți-l primarul vostru! Dacă vreți ca tinerii acestui oraș minunat să rămână aici, dând blazon acestui oraș mereu și mereu, cu energia lor, cu forța lor, cu imaginația lor, cu libertatea lor, încredințați-i lui Nicolae Robu și lui Titu Bojin onoarea de a vă reprezenta și de a vă asigura viitorul. Dragii mei, vă dau întâlnire luni. Luni voi fi în Timișoara împreună cu noul vostru primar, cu noul vostru președinte de Consiliu Județean. Depinde numai de noi. Împreună pentru România, împreună pentru Timișoara. Doamne ajută! Trăiască Timișoara! Trăiască România! Mulțumim, domnule președinte, prin Antonescu, viitorul președinte al României, președintele Partidului Național Liberal. Pe scenă, echipa USL, doamna Grapini, președintele PC, domnul deputat Ghiță Ciobanu, domnul deputat Horia Cristian, domnul deputat Stragea, consilierii județeni, consilierii locali, haideți pe scenă să-i salutăm pe timișoreni, împreună pentru Timișoara, împreună pentru județul Timiș. 2012 este anul victoriei USL. Mulțumim mult! USL! 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 Mulțumim mult! În continuare vă vom lăsa împreună cu Loredana, cu Phoenix, am pregătit un spectacol pentru dumneavoastră. Fiți alături de noi în seara aceasta, fiți alături de noi duminică la vot. Victoria va fi a noastră. Dacă vom fi mobilizați, vom reuși să facem o schimbare în bine. Vă mulțumim mult! Victorie USL! Victorie Bojin! Victorie Nicolae Robu! Mulțumim, Timișoara! Rămânem împreună pentru Timișoara! În câteva momente, Loredana și Phoenix! Îndrăgiți foarte tare, domnul Cristi Bușoi, domnul europarlamentar Cristi Bușoi. Hai, Cristi! Mulțumesc, Silviu! Bună seara, Timișoara! Bună seara, dragi prieteni!
Vă mulțumim că sunteți în această seară alături de noi. Vă mulțumim că ne sunteți alături în această bătălie. Vă mulțumim că împreună cu dumneavoastră, începând de duminică, vom câștiga Timișoara, vom câștiga Timișul. Vom face o schimbare în Timișoara, vom face o schimbare în județul Timiș, vom face o schimbare în România, pentru că de aici trebuie să pornească schimbarea. Băi, alo! Pentru proiectele pe care ne-am propus, avem nevoie de susținere și astăzi sunt alături de noi oameni importanți de pe scena politică din România. Au fost aici, de-a lungul săptămânilor, ministrul transporturilor, ministrul economiei, ministrul dezvoltării regionale, adică toți acei oameni care ne pot sprijini ca Timișoara să arate mult mai bine decât arată astăzi. Acum, alături de noi, la acest eveniment, avem marea onoare de a-l avea alături pe ministrul apărării naționale, domnul Corneliu Dobrițoiu. Domnule ministru, bună seara, timișoreni! Voi, cei tineri, sunteți urmașii celor care au reaprins speranța românilor în democrație și valorile ei! Spiritul acesta trebuie să domine alegerile următoare. Iar PNR-ul meu, aveți angajamentul meu către oamenii care pot să aducă schimbarea în orașul dumneavoastră. Vă rog să reaprindeți speranța, să ne recâștigăm țara în fața unei bande de bandiți, de hoți, de ticăloși. Este singura modalitate de a sta ferm și demn în picioare alături de celelalte națiuni democratice. Nu uitați că francezii au ieșit 81% la vot. Vă rog, apelez la simțul dumneavoastră civic, simț care, încă o dată vă spun, a reaprins speranța pentru valorile democratice. Înlăturați această bandă de ticăloși și votați tandemul Robu. Și uitați-vă la al doilea om aici, pe referul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Victorie! Mulțumim, domnule ministru, mulțumim, domnule Dobrițoiu, pentru a scăpa de o guvernare coruptă și incompetentă. Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat și Partidul Conservator au format o alianță, Uniunea Social Liberală, pentru a scăpa de o guvernare care a tăiat pensiile, a tăiat salariile oamenilor, au închis spitale oamenii aceștia care au condus România și au bătut joc de oameni, au crescut taxa pe valoare adăugată. Pentru a scăpa de ei, a trebuit să înființăm Uniunea Social Liberală. Crin Antonescu și Victor Ponta sunt o echipă. În județul Timiș, Titu Bojin și Nicolae Robu sunt o echipă. Am onoarea de a-l invita să vi se adreseze, să vă spună câteva cuvinte pe un om important pentru județul Timiș, cu multă experiență administrativă și în mediul de afaceri. Un om care, cu susținerea noastră a tuturor, socialdemocrați, liberali și conservatori, de luni va conduce Consiliul Județean Timiș. Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, viitorul președinte al Consiliului Județean, domnul Titu Bojin! Bună seara, Timișoara! Bună seara, Timiș! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi. Sper să fiți și dumneavoastră alături de USL, de Titu Bojin și Nicolae Robu, duminică la vot. Mulțumesc pentru modul în care ne-ați primit în tot județul, în Timișoara, în toate cartierele și vă promitem că echipa USL va fi o echipă unită, va fi o echipă care va lucra pentru Timișoara și pentru Timiș, va fi o echipă care împreună cu guvernul Victor Ponta, împreună cu președintele viitor al României, Crin Antonescu, vom ști ce trebuie pentru Timiș.
pentru Timișoara, pentru dumneavoastră în mod deosebit. Vă aștept dubine că la vot, vă rog să nu ezitați să putem da la o parte guvernarea care ne-a chinuit 4 ani de zile până cu o lună, guvernarea portocalie și tot ceea ce a însemnat PDL. Dumnezeu să vă dea sănătate, bucurii, gândul bun și ștampila duminică pe Titu Bojin, Nicolae Robu, consilierii locali ai Consiliului Local Timișoara USL și Consiliul Județean USL. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumesc! Viitorul președinte al Consiliului Județean, domnul Titu Bojin. Dragi prieteni, Timișoara este orașul pe care îl iubim cu toții. Timișoara este orașul care a arătat României și românilor libertatea în 1989. Timișoara este orașul în care trăiesc alături oameni de diverse origini etnice, un model de multiculturalism. Timișoara este orașul cu unul dintre cele mai dezvoltate spirite antreprenoriale. Dar în același timp și mai ales în ultimii ani, de când actuala administrație se află la conducerea orașului, Timișoara este și orașul cu cea mai mare factură la încălzire din România, un oraș dintre primele 3 din România ca și poluare și ca și praf, un oraș în care ne sufocă aglomerația, lipsa parcărilor, lipsa de viziune a celor care au condus timp de 16 ani acest oraș. Trebuie să le spunem în 10 iunie, ajunge! Trebuie să le spunem în 10 iunie, vrem o schimbare! Trebuie să le spunem în 10 iunie, îl vrem primar pe Nicolae Robu. Nicolae Robu a condus Politehnica Timișoara, a avut importante realizări recunoscute pe plan național și internațional. Este un om de suflet, un om care n-a încetat să lupte în această campanie, indiferent ce încercări i-au adus viața. Este bine, este alături de noi, este pregătit să conducă acest oraș, să-l ducă către mai bine. Schimbarea în bine depinde de fiecare dintre noi. Viitorul primar al Timișoarei, domnul Nicolae Robu! Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne întâlnim într-un număr așa de mare. Domnule președinte Crin Antonescu, domnule general, domnul ministru al Apărării Naționale, dragă Titu Bojin, dragă Cristian Bușoi, dragi prieteni, dragii mei, tuturor! Iată-ne și spre finalul acestei campanii electorale. Eu cred că noi am venit aici în numărul acesta important, desigur, și să ne lăsăm delectați de acești artiști minunați care au răspuns invitației noastre, dar cred că am venit aici și pentru a da un semnal foarte clar că noi și atâția și atâția alți timișoreni, majoritatea timișorenilor, vrem schimbarea în bine în Timișoara. Da, USL oferă alternativa schimbării în bine în Timișoara. Titu Bojin, președinte al Consiliului Județean, eu, cu voia dumneavoastră și a celorlalți timișoreni, primar al municipiului Timișoara, colegii noștri pe care am selectat cu mare grijă, consilieri județeni, respectiv consilieri locali în municipiul Timișoara, și tot ce am spus e valabil și pentru restul unităților administrative teritoriale din județul nostru. Vrem schimbarea în bine în Timișoara. Vrem să nu mai fim noi, timișorenii, cei care plătim cele mai mari facturi la întreținere din țară. Vrem ca noi, timișorenii, să nu mai irosim timpul nostru, viața noastră, în trafic sau în căutarea unui loc de parcare.